Și acum ajunge și o veste proastă. Dacă, dacă a fost vreuna bună până acum, <laughs> prețurile pentru consumatori au crescut în mai cu 5%. Și nu vorbim despre România unde prețurile materiale de construcții s-au dublat. <laughs> okay, ok, Dacă vrei inflație, ia de aici. Uh, da, într-adevăr, prețurile cresc mai repede ca niciodată de prin 2008 încoace uh, și este rău. Pentru că, exact ce vă spuneam, uh, 100 de dolari de acum un an mai valorează 90 astăzi, ca să zicem așa. CPI-ul, Consumer Price Index, practic este un um, index care, care urmărește. urmărește principalele chestii pe care oamenii le cumpără uh, de consum, adică mâncare, haine, apă, etc. Tot felul de țigări, absolut chestii de uh, consum. Și vedem um, acest chart foarte interesant aici, care ne arată cum au crescut acest CPI, Consumer Price Index, în uh, ultimii 30 de ani. De exemplu, partea asta mai gri. Sunt perioade de recesiune, vedem aici în 2008 cum a atins un prag de asta super mare de aproape 6%, tot undeva la 5% cum suntem și acum, după care a venit criza, bineînțeles că asta a dus la o cădere destul de importantă a acestui index, a acestui CPI. Acum suntem iarăși, după ce ni s-a tot spus că nu există domne inflație, că nu, că noi ținem inflația, că să vezi ce facem, că stimulus, că la la, la toate bune și frumoase. Vedem totuși cum niște mici efecte sunt mai mult decât clare în piață pentru. Evident. că Tocmai chestiile din CPI sunt uh, cele care practic îți rup buzunarul pentru că sunt lucrurile pe care le cumperi le cel mai des. Evident, râdem glumim, dar până la urmă plătim. Exact. Și acum fiind undeva la iar în zona asta de 5% pentru uh, mai 2021, este uh, foarte posibil să vedem poate încă puțin mai mult, spre un 6%, după care se vorbește despre o posibilă recesiune, având în vedere ce s-a întâmplat de fiecare dată când ne uităm pe acest chart păi, dacă după urcare. Ce urcă să mai și coboare? Normal. Și până să coboare, să nu credeți că bulgările să de zăpadă o să plece singur la vale, va fi ajutat de miliardari. Vezi cum a adăugat în, acolo în, în drive un document. Unul dintre cei mai mari investitori de pe bursa din Statele Unite, Paul Tudor Jones, care are Aba. un fond de niște miliarde, a spus că dacă uh, guvernul federal nu e în serios creșterile astea de prețuri, vor începe să tranzacționeze pe inflație. Ce înseamnă asta? Că vor, vor face short, nu? Da vor face short pe, pe, prețuri și vor începe să cumpere lucruri. Și ce zice el că o să cumpere, dacă te uiți la paragraful numărul 3? Așadar, dacă nu se, iau de, dacă nu se schimbă lucrurile, o să pornim pe partea asta de inflation trades. Ce înseamnă? Că voi cumpăra commodities, crypto, aur. Clar, nu? It's just that. Și dacă spune un fondator al unui vehicul de financiar atât de mare, care gestionează miliarde, și care este omul care în 1987 a prezis prăbușirea bursei. Sunt șanse destul de mari să se, se întâmple, nu? Pe exact. de altă parte, avem și cazurile uh, unora precum Peter Schiff, care tot anunță de 10 ani că Bitcoin e mort și că nu are nicio șansă. Iată. Uh, și nu are neapărat dreptate, cel puțin momentan. Așa că toate lucrurile astea pe care le vedem pe internet, de la unul și altul mare trader, mare uh, CEO de fond imens, luați-le cu puțină sare. Nu de fiecare dată oamenii ăștia sunt niște Dumnezei. Exact.